Mulțumesc mult, Madalina. Da, acestea sunt întrebările momentului. Marius Budăi, ministrul muncii, chiar acum în direct cu noi și mulțumim pentru asta. Bună seara, domnule ministru. Bună seara tuturor și vă mulțumesc frumos pentru invitație. Deci două chestiuni importante. Deadline-ul din decembrie care e pe pensii speciale și deadline-ul din aprilie care e pe celelalte pensii, totul înseamnă recalculare. Aș vrea să le luăm pe rând și să începem cu cel mai apropiat în timp, cu o formulă de calcul pentru ceea ce în România numim așa în mod generic pensie specială de serviciu, spuneți-i cum vreți, dar e bugetată și e bugetată peste 10 miliarde în momentul de față. Domnule ministru, aici aveți niște recomandări de la Banca Mondială, care sunt acestea și dacă coaliția va ține cont de ele? Vreau să stabilesc un adevăr în ceea ce a spus dumneavoastră că ne-a costat 4 milioane de euro. 4 milioane de euro a scris domnul Câțu cu doamna Rorca Turcan, cu domnul Ghinea. Cine au mai scris acolo? Eu am negociat cu Banca Mondială împreună cu colegii mei din cadrul Ministerului Muncii și am plătit doar 1,5 milioane, 2 milioane jumătate rămânând la dispoziția statului. Vă asta felicit pentru asta. Nu înțeleg, îmi cer scuze. Vă felicit, am spus pentru asta. Mulțumesc. În al doilea rând, în acest contract de asistență, unul din paragrafe se referea exact la acest raport, recomandare al Băncii Mondiale asupra sistemului de pensii de la noi, care are câteva linii extrem de importante, aș spune eu. Bineînțeles, prima este că să aibă un stadiu minim de cotizare strict în profesia respectivă, să nu se facă asimilări de stagii, să aibă o parte de contributivitate și să nu fie nicio pensie mai mare decât salariul. Mă scuzați că vă întreb, aici e un amănunt extrem de important, salariu net sau salariu brut? De venit. S-a vorbit de venit și atunci venitul venit înseamnă... foarte mare, domnule ministru. Dacă mă refer la un procuror cu tot, cu ce mai ia el prime, mai crește în grad, mai ia așa, sare de 30.000 de lei. Se vorbește de salariu net, nu se vorbește de salariu de brut. Salariu brut nu înseamnă venit, nu-l încasăm tot în mână. Bun, deci e vorba de salariu net. Adică, să spunem așa, la magistrați rămân cu pensii de vreo 20.000 de lei pe gândirea asta. Nu există calcule făcute, nu mă hazardez în așa ceva până nu se vine de la fiecare minister de resort cu această analiză, pentru că nu pot fi lăsat, nu poate fi Ministerul Muncii lăsat singur în această reformă, că nu se pune. Cu siguranță, da, aveți dreptate, decizia politică nu e la dumneavoastră, aici corect. Dar să trecem abrupt și acum, la... Că vorbim de pensii militare, ați făcut o nuanță între mea și mea aici. Nu există această nuanță raport, se referă la tot sistemul de pensii militare. E traducerea direct în engleză, s-a tradus pensii militare, dar vorbim de tot sistemul, de toți cei de care vorbea și a enumerat colega dumneavoastră, doamna Mădălina. Deci să înțeleagă de aici că și polițiștii rămân tot în aceeași logică, deși, din câte știu eu, angajații MAI au o contributivitate, adică li se reține din salariu o cotă care se duce o parte către MEA sănătate și o parte către pensie. Și la MAPN se rețin contribuții, deci noi îndeplinim practic pe sistemul de pensii militare, se îndeplinesc deja jaloanele din PNRR și există această discuție. A fost și cu Banca Mondială, a fost și cu Comisia Europeană. Și acum poate cea mai delicată problemă. În momentul de față împlată pensiile din celor din administrația publică locală nu prea sunt. Adică e de aplicat de anul viitor acel cod administrativ aici. După calculele mele sunt câteva mii, dacă nu zeci de mii de persoane. Lucrul ăsta o să vă umfle semnificativ pensiile speciale. Nu are cum să fie câteva zeci de mii când ne referim la primar. Deci nu are cum să fie câteva zeci de mii. Aveți o estimare cam cât sunt în pensie acum? Nu se ocupă Ministerul Muncii de asta, dar eu vă spun foarte clar că nu există zeci de mii. Nu vorbim de zeci de mii. Nu avem de unde. Bun. Se presupune că sunt 20 de mii.
cum sunt acum la, de fapt acum ceilalți speciali fără MAPN sunt circa 10.000. Și nu, ei sunt sub 9.000 de oameni. Sub 9.000 și efortul bugetar e semnificativ. Efortul bugetar este de 0,1% din PIB. Și credeți că la primari va fi la fel? La primarii cred că vor fi mai puțini. Chiar mai puțin. Și acum despre pensiile contributive, domnule ministru, ați văzut și recomandarea președintelui Iohannis, se refac calculele și acum dumneavoastră și Ministerul de Finanțe lucrați pentru 15%? Despre pensiile contributive, cea mai importantă victorie a României și a cetățenilor români va fi eliminarea din PNRR a acelui procent inuman, aș putea să-i spun și repet, inuman, la adresa cetățenilor români de a fi condamnați la sărăcie pe următorii 50 de ani și este clar că din discuțiile avute de până acum, din ceea ce eu am discutat la nivel de comisar de muncă, din ceea ce a discutat domnul președinte Ciolacu la nivel de familie social-democrată la Uniunii Europene, avem toată susținerea pentru scoaterea acestui procent din PNRR și să nu mai condamnăm cetățenii români la sărăcie pentru următorii 50 de ani. Adică ei vor rămâne doar în pixul guvernanților de acum sau guvernanților viitori care nu au obligativitate să dea, cum era aici, 9.4, ci poate să dea, de exemplu, bugetul pensiilor și 5%, nu? Adică dacă privești partea sau partea goală doamna a paharului. Andreea Cățulescu, doamna Andreea Cățulescu. Vă rog. 5%, dacă vrea cineva, putea să facă și acum așa, asta înseamnă tăiere. Dar asta nu o să facă PSD niciodată. Dacă vorbim de 9,4, eu vor în PNR să spune că să nu depășească 9,4. Deci eu vorbesc de scoaterea acestui prag de sus, să nu avem un prag de sus. Ne putem duce cu o disciplină financiară care e clar că trebuie să existe, dar nu are niciun stat membru în PNRR o asemenea căldare față de cetățenii lui. Nu există. Nu există nici într-o legislație națională a statelor membre. Și v-am spus că voi studia. Există, în schimb, fiecare. O medie europeană între 12 și 13%. În România asta este mult sub, adică România își desconsideră pensionarii față de alte state europene. Este, mai mult de atât, este încă un argument în plus de ce strig de un an de zile că această inepție trebuie scoasă din PNRR. Și la media europeană este calculată doar de un punct de vedere statistic, nu există o plafonare. La noi am spus, noi în PNRR, noi atât am fost noi de iubitori de cetățenii români, cei care au scris atunci, repet, cine a fost atunci, domnul Câțu, doamna Turcan, domnul Ghinea, cine au mai fost pe acolo, atât de mult i-au iubit pe cetățenii români că au spus că trebuie să fie săraci pe următorii 50 de ani. Bun, și acum dacă reușiți să-l scoateți la anul, cât va fi procentul creșterilor? Că atunci puteți să dați chiar și peste inflație, nu? Pentru că la 15% ajungeți la un 9.5% din PIB după estimarea PIB-ului pe anul viitor de 1550 de miliarde de lei. Eu am să rămân aici extrem de atent și de corect și nu o să fac licitații pe seama nevoii seniorilor acestei țări. Licitații de procente, mă refer. Dacă îi permite și doamnei Sarmiza Andronic să vă adreseze o întrebare. Cu siguranță. Știți că PSD-ul a vehiculat acest procent de minim 10%, a venit PNL-ul și a spus 11% și a venit președintele și a aruncat un procent, 15%. Întrebarea mea simplă este dacă președintele s-a consultat cu cineva din coaliție, vreun specialist, pentru că a ajuns la un procent spus pur și simplu. Adică v-a întrebat cineva de la președinție de a ieși președintele cu procentul ăsta? Pe mine personal nu. Mulțumesc.